Marele explorator norvegian, Roald Amundsen, descoperitorul meridianului magnetic al Polului Nord și descoperitorul Polului Sud, într-una din călătoriile sale a dus cu sine un porumbel călător. Când a ajuns la vârful lumii, a dat drumul porumbelului pentru a se întoarce acasă. Soția lui se spune că atunci când a văzut porumbelul întorcându-se acasă, a exclamat: Este viu! Soțul meu este încă viu. Aceeași exclamație, cred, a fost pe undeva în inimile ucenicilor când Duhul Sfânt s-a revărsat. El este viu, Mântuitorul nostru este viu și a trimis porumbelul să ne confirme că a ajuns acasă. Ne-a spus că îl va trimite ca să fie cu noi. Acesta este mesajul revărsării Duhului Sfânt. Iisus Hristos a ajuns acasă și ajungând acasă, conform promisiunii sale, a trimis pe mângâietorul, Duhul Sfânt. Și aceasta a dat ucenicilor convingerea, încrederea că Iisus nu doar că se ține de cuvânt, ci tot ce a spus va continua să facă. Textul nostru de astăzi este textul consacrat, este descrierea evenimentului prin care Duhul Sfânt s-a revărsat peste ucenicii de atunci. Aș vrea să ne apropiem de acest cuvânt din Scriptură și să încercăm să-l înțelegem. Mai mult decât atât, nu doar să-l înțelegem, ci să-l și aplicăm vieții noastre. Fapte, capitolul 2. Textul nostru, relatarea evenimentului reversării Duhului Sfânt, începe în următorul fel. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat una câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Uitându-ne la începutul relatării, deja putem face niște observații pline de învățăminte pentru noi. Odată, localizarea istorică a revărsării Duhului Sfânt are semnificație. Exact de sărbătoarea săptămânilor sau a primelor roade agricole, s-a coborât Duhul Sfânt ca să aducă primele roade spirituale ale bisericii. În perioada nou testamentală, sărbătoarea săptămânilor sau cinzecimea era sărbătorită și ca fiind ziua în care s-a dat legea pe muntele Sinai. Ziua în care s-a pecetluit legea mozaică, vechiul legământ. Cu ocazia cinzecimii nou testamentale, coborârea Duhului Sfânt vine să pecetluiască nou legământ, vremea bisericii. Dumnezeu este atent la detalii. Iată, acesta este un adevăr pe care aș vrea să-l ține minte. Dumnezeu este atent la detalii. Se asigură că cel care plătește prețul aprofundării cuvântului său capătă încrederea că în spatele evenimentelor se află o persoană inteligentă, dornică să se lase cunoscută deci localizarea momentului istoric are semnificație. Apoi, experiența avută are semnificație, este semnificativă. Odată au auzit ceva, ni se spune în versetul 2, un șerat puternic înăuntrul încăperii, nu afară. Când Biblia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, folosește cuvântul ruah care tradus înseamnă vânt sau respirație intensă, zgomotoasă. Duhul Sfânt, o parte a Trinității, una din persoanele Trinității, coboară, se revarsă într-un vâjuit puternic, într-un șuierat puternic, reprezentând, aliniindu-se Duhului lui Dumnezeu. Identificându-se cu acesta. Nu doar că au auzit ceva, au și văzut ceva, ni se spune în versetul 3. Niște limbi ca de foc, venite de sus și distribuite pe fiecare ucenic. Și acest lucru are semnificație, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor. Niște limbi ca de foc. De ce foc? De ce Duhul Sfânt nu s-a manifestat, știu eu, prin zbărlirea părului sau printr-o aură deasupra capului ucenicilor? De ce printr-un foc sau limbi ca de foc? Pentru că, iată, o nouă învățătură practică pentru noi până la urmă astăzi, pentru că Dumnezeu vorbește ca să se facă înțeles. El este consecvent în vorbirea lui ca să nu producă confuzie. Dumnezeu deja își manifestase prezența într un mod similar pe parcursul istoriei în comunicarea lui cu poporul. Dumnezeu este consecvent cu vorbirea lui. El vrea să se facă înțeles. Dumnezeu s-a mai prezentat într un astfel de mod în istorie pe muntele Sinai, ni se spune în Exod 19. Muntele Sinai era acoperit în întregime cu fum pentru că Domnul s-a coborât pe el în foc observați? Apoi menora din cortul întâlnirii cu focul ce ardea necurmat era prezența lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu peste poporul lui, prezența lui manifestată iarăși prin niște limbi ca de foc, dacă vreți. Stâlpul de foc în călătoria pustiei și a mai putea continua cu metafora aceasta. Declarația limbilor de foc de la cinzecime este în linie cu teologia sănătoasă? Și anume, după cum la inaugurarea vechiului legământ, Dumnezeu s-a coborât peste munte, peste cort și templu, tot așa la inaugurarea noului legământ, Dumnezeu, consecvent cu sine, face aceeași afirmație vizuală puternică. Și anume, Eu voi locui în voi, de acum încolo, voi sunteți templul meu. Deci, de ce foc? Pentru că Dumnezeu se mai manifestase așa și vrea să pricepem că este o continuitate. El vorbește ca să se facă înțeles. De ce foc? În al doilea rând, cred că și proprietățile focului sunt un alt motiv pentru o astfel de manifestare. Focul produce lumină, iluminează. Tot așa, Duhul Sfânt îți iluminează mintea să înțelegi scripturile și voia Lui. Focul încălzește, tot așa prezența Duhului Sfânt ne încălzește inimile când îi auzim vorbirea. Focul curăță, ni se spune în alte locuri din Scriptură, purifică. Tot așa Duhul Sfânt te convinge de păcat ca să te purifici. Focul mai are încă o proprietate. Focul și mistuie, ni se spune în Evrei 12. Tot așa face Duhul Sfânt cu cei care îl disprețuiesc. Și atunci Dumnezeu se manifestă ca un foc. De ce? Pentru că are un mesaj în sine acest mod de manifestare. Dumnezeu se manifestă ca un foc și ca orice foc. El poate să încălzească și să lumineze, dar poate și să pârjolească. Și astfel, în acel moment special, Reversarea Duhului Sfânt a transformat niște ucenici înfricoșați în niște apostoli înflăcărați. O întrebare practică pentru noi, chiar și pentru noi astăzi este: cum se prinde cum se ia focul acesta, focul acesta? Folosesc termenul prins sau se ia pentru că noi nu putem crea focul acesta și nici nu-l putem manipula să vină peste noi. Noi putem afișa niște manifestări asemănătoare prezenței focului în noi, dar nu putem să îl creăm sau să pretindem să se reverse peste noi. Astfel că botezul cu Duhul Sfânt sau revărsarea Duhului Sfânt peste tine, are loc doar dacă te poziționezi în perimetrul stabilit de Dumnezeu. Când te-ai poziționat cum trebuie față de El, Duhul Sfânt poate să vină peste tine. Și ce înseamnă, de fapt, această poziționare corectă pentru ca Duhul să se reverse și peste tine? Înseamnă căința de păcatele tale, pocăința de păcatele tale înseamnă credința în Iisus Hristos ca cel ce ai spășit pentru păcatele tale și mai înseamnă botezul în numele Lui, decizând astfel să îi te consacre cu tot ce ai și tot ce faci. Când te încadrezi în perimetrul acesta, pocăința plus credința plus botez, ai creat toate premizele necesare revărsării Duhului Sfânt peste tine. Degeaba strig sau stărui pentru umplerea cu Duhul Sfânt dacă nu și ascult de El. O altă întrebare practică pentru noi este cum poți să știi dacă ai prins focul? Cum poți să afli lucrul acesta? Cum poți să te verifici dacă ai prins focul? E bine, un răspuns scurt la această întrebare și în același timp, crede eu, practic, este următorul. Ascultați-vă cu atenție. Semnele prezenței Duhului Sfânt în viața ta sunt date de roada Duhului și de darurile Duhului. Acestea sunt semnele vizibile ale prezenței Duhului Sfânt în tine, ale reversării Duhului Sfânt peste tine. Roada Duhului. Și darurile Duhului sunt cele două semne care îți pot confirma sau infirma prezența Duhului Sfânt în tine. Dar foarte mare atenție! Aceste două categorii de semne, roadă și daruri, nu sunt de același rang. Foarte important lucru acesta, mai ales în vremuri de confuzie teologică majoră. Cele două categorii de semne nu sunt de același rang. Roada este superioară darului. Și există suport biblic pentru această afirmație. 1 Corinteni 13 este poate cel mai cunoscut capitol din Biblie. Ascultați acest, acest adevăr afirmat și reafirmat în repetate rânduri. Roada este superioară darului. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, este un dar, și n-aș avea dragoste, aceasta este o roadă, sunt o ramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și acest este darul cunoașterii, chiar dacă aș avea toată credința, este un dar, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, adică roadă, nu sunt nimic. Roada este superioară darului. Și mai aduc un al doilea argument. Darurile pot fi falsificate. Roada Duhului nu. Iisus o spune cu gura Lui. În Matei 7, cu 22 de exemplu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Ce le răspunde Iisus? Plecați de la mine că nu vă cunosc. Darurile, puterea, capacitatea de a face chiar minuni nu sunt neapărat semnul Duhului Sfânt. Darurile pot fi falsificate. În ce mă privește, dacă aș vedea un om, care este înzestrat cu niște daruri supranaturale, copleșitoare, primul lucru pe care l-aș face, înainte de a mă pleca înaintea lui și de a-i primi vorbirea, ar fi să-i verific roadele. Cel rău nu va falsifica și nu poate falsifica roadele, este împotriva voinței lui să vadă în tine crescând bucuria, pacea, dragostea, înfrânarea poftelor, răbdarea. Deavolul va falsifica daruri, va falsifica puterea de a face minuni, dar roadele? Și atunci, cum poți verifica dacă Duhul Sfânt te locuiește sau îl locuiește pe cineva? În felul următor, semnele lucrării Duhului Sfânt în tine sunt roadele Duhului Sfânt, nu darurile Duhului Sfânt. Sau sunt, în primul rând, roadele Duhului Sfânt, nu darurile Duhului Sfânt. Întrebarea practică pentru noi astăzi este, se văd, se disting, se manifestă roadele Duhului Sfânt în tine? Au văzut ceva? Au auzit ceva? Au văzut ceva? Și au început să vorbească. Ni se spune în versetul 4. Ori de câte ori oamenii lui Dumnezeu au fost umpluți de Duhul Sfânt, căutați în toată Scriptura. Ori de câte ori oamenii lui Dumnezeu au fost umpluți de Duhul Sfânt, ei au început să vorbească. Gura a fost cea care a reacționat la umplerea cu Duhul Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt, nu ți se dau ochii peste cap? Nu râzi ca un imbecil? Nu te trăști în patru labe? Cum am văzut manifestări de felul acesta în viața mea? Nu te dezumanizezi, ci pur și simplu vorbești, începi să declar ceva. Ucenicii, umpluți cu Duhul Sfânt, au început să vorbească. Ce anume? Unii credincioși contemporani cred că aici a fost vorba de o revărsare a Duhului Sfânt care a determinat o galimație sau o vorbire încurcată, o logoree extatică. Nici vorbă de așa ceva. Textul Scripturii este cât se poate de clar. Când au deschis gura, ne spune textul, au vorbit coerent lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. În limbile altor popoare, limbi pe care ei nu le învățaseră. În prealabil. E bine, într-un astfel de context, eliminarea supranaturală a barierilor lingvistice în dreptul unor oameni necărturari, cum erau ucenicii, avea menirea să ușureze răspândirea mesajului ce l-aveau de transmis. Aceasta justifică vorbirea în limbile altor popoare, minunea vorbirii în limbile altor popoare. În plus, vorbirea în limbile națiunilor mai transmitea și un alt mesaj vital, și anume, consecințele turnului Babel sunt reversate. Adică? Adică, dacă la Babel Dumnezeu a îngreunat comunicarea oamenilor pentru a stăvili răspândirea fatală a răului, acum la cinzecime Dumnezeu intervine și ușurează comunicarea Oamenilor, pentru ca mesajul salvării de la moarte să poată fi răspândit. La Turnul Babel, Dumnezeu îngreunează comunicarea ca să limiteze răul. La Cinzecime, Dumnezeu ușurează comunicarea ca să promoveze binele. Ce se întâmplă mai departe? După un moment de mirare, de emire, ne spune textul că mulțimea încremenită de această manifestare supranaturală sau o parte din mulțime începe să caute explicații naturale ca să scape de presiunea momentului. Erau martorii unui miracol extraordinar. Și în fața acestui miracol, în fața acestui semn copleșitor, în prezența Duhului Sfânt, unii dintre ei se scutură de presiunea momentului și spun, sunt beți. Încep să ironizeze. Citim acest detaliu și te poți întreba și ce să facem cu el. De ce mai menționează Scriptura? La ce ne mai folosește? În spatele acestei mențiuni poate sta o aplicație foarte concretă pentru mine și pentru tine. Și anume, nu la fel se manifestă oamenii și astăzi? Poate chiar tu te manifesti uneori așa? Oamenii caută tot felul de explicații care mai de care mai năstrușnice pentru manifestări supranaturale, pentru momente speciale, copleșitoare din viața lor. Oare încearcă Dumnezeu să-ți vorbească astăzi? Oare ți s-a revelat până acum în fel și chip? ai pus semne înaintea lui și ți le-a împlinit. Te-a scăpat că nu mai era nicio scăpare. Ți-a răspuns rugăciunilor cum nu ți-ai imaginat vreodată și de fiecare dată, pe când să crezi, ai găsit o altă explicație. Ai văzut, poate, o simplă coincidență în miracolul din fața ta. Oare nu ne regăsim unii dintre noi într-o astfel de manifestare? Și atunci, observați, de, detaliul acesta poate avea valențe practice pentru noi. Oare nu fac și eu la fel? Oare nu chiar zilele acestea, Dumnezeu a fost prezent în viața mea, Duhul Sfânt a vorbit cu putere și după ce am fost uimit puțin, am început să caut explicații raționale ca să scap de presiunea momentului, de convingerea. De care, pe care am cerut-o, dar nu mai vreau să o recunosc, Dumnezeu nu-ți va vorbi sau răspunde la nesfârșit dacă te încăpățânezi să-i refuzi chemarea. Iată adevărul din spatele acestui detaliu. Poate te-a regăsit cumva în el. Dumnezeu nu-ți va vorbi și răspunde la nesfârșit. Dacă te să-i refus chemarea, vorbirea, va tăcea. Poate este un cuvânt pentru unii dintre noi astăzi. Evenimentul continuă, relatat de Luca în felul următor, versetul 14. Atunci, Petru s-a scurat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: Faptul că Petru este cel care se ridică și vorbește nu este lipsit de semnificație. Și acest Detaliu poartă cu sine învățătură. După lepădarea lui Petru de Isus și restaurarea lui pe malul Tiberiadei, el este cel care lansează prima cuvântare de deschidere a Bisericii. Sunt convins că acest detaliu, că acest fapt vorbește despre puterea restauratoare, despre faptul că Dumnezeu nu doar te iartă, ci te și repune. Pe o poziție de cinste, dacă îi te dai lui, dacă te întorci la el. Nu cumva acesta este un mesaj pentru tine astăzi? Poate ai fost, ești merit de eșecul tău, de rușinea unei căderi lamentabile. Poate că prezența lui Petru, care se ridică și vorbește, este vorbirea Duhului Sfânt pentru tine astăzi. Nu rămâne în eșecul tău, în căderea ta rușinoasă. Domnul Iisus Hristos este gata să te ierte dacă te pocăiești, dacă te întorci la El, dacă îți recunoști păcatul. Este gata să te ierte și să te repună pe o poziție de cinste dacă îi te dai Lui. Și predica lui Petru are trei puncte principale, cuprinde profețiile Vechiului Testament se împlinesc în Isus. apoi Isus este Mesia cel așteptat, versetele 25 la 36, apoi Isus cel înviat poate să-ți transforme viața, versetele 37 la 40. O predică în trei puncte foarte clare, trei puncte care îl înalță pe Isus, îl confirmă pe Isus ca fiind Mântuitorul Mesia. Și apoi Luca merge mai departe, în încheierea tabloului din Fapte, capitolul 2. Merge mai departe ca să descrie consecințele reversării Duhului Sfânt peste cei credincioși, ca să ne ofere o cheie de verificare a lucrării Duhului Sfânt în tine. Și iată o întrebare foarte practică pe care ne-o putem pune. Dacă Duhul Sfânt locuiește în mine. Cum aș putea să verific lucrul acesta? Ce elemente concrete aș putea să punctez, să le descopăr, să le caut în mine, ca să mi se confirme că Duhul Sfânt, da, lucrează în mine? Și în relatarea care urmează, Luca ne dezvăluie șapte semne ale lucrării Duhului Sfânt în tine. Să citim textul și să învățăm pe rând, să descoperim cele șapte semne. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. După această încheiere a predicii, mi se spune ce urmează. Și vedem primul semn a lucrării Duhului Sfânt în tine, și anume, conștientizarea păcătoșeniei personale. Ni se spune în text că ei, audiența, au rămas străpunși la inimă. Procesul lucrării Duhului Sfânt în tine începe întotdeauna și fără excepție cu o inimă zdrobită, cu o inimă străpunsă. Fie începe aici, fie nu mai începe. Dar o recunoaștere pur intelectuală a păcatului nu este suficientă. Trebuie să vezi starea de păcat în care te afli. Este vorba de conștientizarea personală a păcătoșeniei tale. Primul sau prima manifestare a Duhului Sfânt în tine, a lucrării lui în tine, este inima străpunsă, este conștientizarea păcătoșenei tale. Doamne, nu sunt curat, am nevoie de transformarea pe care o poți face în mine. Duhul Sfânt îți străpunge inima și trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru păcatele săvârșite. Ai făcut-o vreodată? Dacă ai făcut-o, Duhul Sfânt lucrează în tine. Dacă n-ai făcut-o niciodată, procesul fie începe aici, fie nu mai începe niciodată. Experiența conștientizării păcatului personal te împinge la întrebarea, ce să fac? Și vine răspunsul lui Petru, pocăiește-te și botează-te. Ce înseamnă acestea? Am vorbit de atâtea ori despre ele. Pocăința este o schimbare a minții, un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Hristos pocăiește-te și botează-te. Ce este botezul? Este confirmarea publică a credinței tale în Isus Hristos. Isus spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ce să faci? E străpuns la inimă? Pocăiește-te și botează-te. Ai primit botezul? Ți-ai pecetluit credința prin această mărturie publică prin care îți declar apartenența și loialitatea față de Isus? Ai făcut pasul acesta sau aștepți ceva? Ce? Te gândești că nu te califici. Nici unul din noi nu ne calificăm. Stai liniștit. Întâi trebuie să te dai lui ca să poți să începi să te califici. Domnul Iisus Hristos nu așteaptă un standard înalt de trăire înainte de a te dărui lui. El spune, dăruiește mi -te. și intri în procesul schimbării tale. Te gândești că nu te califici? Nici unul nu ne calificăm. Te tem că nu vei putea ține credința? De aceea vine Duhul Sfânt în tine ca să o poți ține. Te gândești că familia ta nu va fi de acord? S-ar putea să nu fie. Iisus ne avertizează și cu privire la aceasta, dar ce cântărește mai mult pentru tine? aceste oprelești nu l ca sursă pe Duhul Sfânt. Ce să faci? Pocăiește-te și botează-te. Și apoi Luca continuă să ne descrie celelalte semne ale lucrării Duhului Sfânt în tine. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Versetul 42. Deci al doilea semn, să le luăm pe rând, al doilea semn al lucrării Duhului Sfânt în tine este stăruința în învățătura apostolilor. A stărui înseamnă a te lipi cu putere, cu insistență, persistență, tenacitate. Măsura unui om este dată de lucrurile în care stăruie. Uită-te care sunt lucrurile în care tu perseverezi, stărui în ele, te lipești cu putere, insiști să le faci și te descriu pe tine. Te preocupă învățătura apostolilor? Sfânta Scriptură? Unde o și găsești? Sau Biblia ți se pare o carte obscură și greu de înțeles? Preocuparea după cunoașterea învățăturii apostolilor este un alt semn al lucrării Duhului Sfânt în tine. Întâi îți conștientizezi păcătoșenia și ei măsuri, te pocăiești și te botezi. Apoi stărui Ești plin de tenacitate, insi-și perseverezi în învățătura apostolilor, în cunoașterea acesteia. Apoi, al treilea lucru, al treilea semn, stăruința în legătura frățească. Cei regenerați sunt chemați și să aparțină, nu doar să creadă. Ei își realiniază relațiile, intră într-o nouă familie care funcționează după alte valori. Relațiile vechi nu trebuie neapărat rupte, deși în unele cazuri ar fi înțelept să o faci, ci transformate. Lucrarea Duhului în tine include și apartenența, nu doar credința. S-ar putea să fie mai ușor să fim sfinți dacă am fi de unii singuri și să nu ne încurcăm unii cu alții, dar aceasta este o sfințenie neîncercată. Stărui în legătura frățească. În comunitate, în participarea la comunitate? Te simți parte dintr-o comunitate? Cum arată cercul tău de prieteni? Dar relațiile tale cu cei din familia lui Dumnezeu? Acestea sunt o manifestare vizibilă a lucrării Duhului Sfânt în tine. Ești lipit cu putere, stărui în relația cu familia lui Dumnezeu, biserică? Al patrulea semn al lucrării Duhului Sfânt în tine este stăruința în frângerea pâinii. Frângerea pâinii a fost porunca Domnului Iisus Hristos la ultima cină avută cu ucenicii. Pâinea, adică acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și vinul, adică acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Pâinea și vinul au fost instaurate ca să fie o perpetuă amintire a lucrării de ispășire a Domnului Isus Hristos în locul nostru. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, zice Isus. Și atunci să-l facem. Asta lipiți cu puterea de frângerea pâinii. Vorbește despre păstrarea vie a amintirii ispășirii. A iertării păcatelor, a posibilității continue de curățare prin sângele Domnului Isus Hristos, a oricărui păcat făcut pe parcurs, din neveghere. Particip la frângerea pâinii cu regularitate, îți amintești, Îl pomenești pe Isus cu tot ce a făcut pentru tine, cu regularitate, te pregătești pentru frângerea pâinii? Ei parte la ea sau stai deoparte? Dacă refuzi să o faci, s-ar prea putea ca lucrarea Duhului Sfânt în tine să fie doar o spoială? Al cincilea semn al lucrării Duhului Sfânt în tine, în tine, este stăruința în rugăciune. În termenii cei mai generali, rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu. Și subliniez, comuniune, nu doar comunicare. Comuniunea este mai mare decât comunicarea. Comuniunea cu Dumnezeu include și comunicarea. Comunicarea presupune doar un dialog, comuniunea, în schimb, presupune gânduri comune între mintea lui Dumnezeu și mintea noastră. Presupune intimitate, coeziune. Rugăciunea este mai mult decât un dialog cu Dumnezeu, este comuniune cu Dumnezeu. Mintea ta este cuplată cu a Lui în orice moment al zilei, al vieții. Altfel, cum am explicat porunca lui Pavel în Tesaloniceni? Rugați-vă neîncetat. În orice moment al zilei, mintea ta este conectată cu a Lui. Alegerile pe care le faci, înainte de a le face le treci prin filtrul relației cu El. Doamne, tu ce te zici aici? Cum ar trebui să fac? Ești mereu într-o permanentă comuniune intimă cu Dumnezeu. Sunt foarte conștient că rugăciunea se învață în odăiță, nu în sala de clasă, de aceea nu intenționez să vă învăț cum trebuie să ne rugăm. Este mai bine să practici rugăciunea decât să vorbești despre ea. Ce vreau să spun, că această comuniune cu Dumnezeu, Stăruința în rugăciune este al cincilea semn al lucrării Duhului Sfânt în tine. Există această practică în viața ta? Stai lipit cu putere de rugăciune? Și dacă cei mai mulți ar răspunde da, eu v-aș întreba cum? Luca continuă cu semnul al șaselea și al șaptelea, ascultați textul Scripturii. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei care credeau erau împreună la un loc și aveau toate îndeopște. Își vindeau și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și au plăcut înaintea întregului norod. Al șaselea semn al lucrării Duhului Sfânt în tine, semn palpabil, este purtarea reciprocă a sarcinilor. Un alt semn al lucrării Duhului Sfânt în noi este facerea binelui, bunătatea exprimată în lucruri concrete, palpabile. Gestul primilor creștini din Ierusalim a fost radical, au vândut tot ce aveau, Convingerea personală a lor a fost atât de puternică încât a condus la o renunțare de sine remarcabilă. Trebuie să menționăm că gestul lor nu este unul normativ, ci orientativ. Era ceea ce au simțit ei atunci să facă. S-au dedicat cu tot ce aveau Domnului. Ca să facă bine, ca să poarte de grijă, ca să poarte sarcinile aproape lui, a celor din familia lui Dumnezeu. Întrebarea aplicativă pentru mine și pentru tine este: îți bate inima și pentru alții? Te preocupă și nevoile altora? Sau doar ale tale? Și întrebarea și mai tulburătoare este: faci ceva în direcția aceasta? Sau doar te preocupă intelectual? Și purtarea de grijă și purtarea sarcinilor unii altora este un semn palpabil al prezenței Duhului Sfânt și lucrării Lui în tine. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, citeam. Iată al șaptelea semn al prezenței Duhului Sfânt în mine și al lucrării Lui în mine. Celebrarea comunitară. Chiar dacă relația cu Dumnezeu este personală, ea nu este și privată. Am spus-o de atâtea ori. Participarea la celebrarea comunității de credință nu este facultativă, nici opțională, ci obligatorie. Este dorită de cel transformat de Dumnezeu. Particip cu regularitate la celebrarea credinței tale, împreună cu comunitatea Lui? Te bucură lucrul acesta? Aceste întrebări ar putea fi foarte tulburătoare, mai ales în vremurile în care suntem astăzi, în care nu putem încă participa la celebrarea comunitară în sensul fizic. O aștepți când se vor deschide și se vor, vor fi potrivite condițiile? Vei participa? Sau o întrebare poate și mai tulburătoare este. Deocamdată, celebrarea comunitară pentru bisericile noastre are loc online. Acolo participi, nu te vede nimeni, nu te verifică nimeni, nu face nimeni prezență. Acolo participi, te bucură participarea. al șaptelea semn al prezenței Duhului Sfânt și a lucrării Lui în tine este și bucuria de a participa împreună cu comunitatea, de a celebra moartea, învierea și resursa Duhului Sfânt, în Domnului Iisus și resursa Duhului Sfânt a prezenței Lui noi. Atenție! În încheiere, cele șapte semne ale prezenței și lucrării Duhului Sfânt în tine trebuie să fie toate identificate, manifestate. Nu se poate să ai câteva dintre ele și câteva nu. Lucrarea Duhului Sfânt în noi se vede, este verificabilă și măsurabilă dacă ar fi să le iei pe rând pe cele șapte, cum ar arăta radiografia ta? Ai fost străpuns la inimă? Te-ai pocăit și te-ai botezat? Stărui în învățătura apostolilor? Stărui în legătura frățească? stărui în frângerea pâinii, stărui în rugăciuni, porți sarcinile altora, te bucură și particip cu regularitate la închinarea comunitară, Pe Duhul Sfânt nu-l poți caza la tine ca pe un musafir într-o casă. El invadează totul, preia în stăpânire totul. Duhul Sfânt nu cosmetizează omul, ci îl transformă. Dacă vrei să-l ții la distanță confortabilă, te amăgești. El nici nu va intra să locuiască în tine. Prezența Duhului Sfânt în tine se vede, e verificabilă, măsurabilă. Exact ca acest fenomen fizic, o substanță inertă sau chiar un trup viu se pot supraîncărca sub acțiunea unei influențe exterioare, astfel încât, atunci când o atingi, Vei simți doar influența externă ce a acționat asupra ei. Adică, ia o bară metalică și pune un foc. Curând focul intră în întreaga bară, nu pe porțiuni. Focul intră în întreaga bară și preia în posesie fiecare atom al barei de fier. Dacă vei atinge bara cât este înroșită de foc, nu vei simți fierul, ci vei simți focul din ea. Așa stau lucrurile și cu persoana umplută de Duhul Sfânt. Când cineva se atinge de tine, simte pe Duhul. Când ești invadat de Duhul Sfânt, când cineva este invadat de Duhul Sfânt și te apropii de el și îl atingi, vei simți Duhul din el, nu omul. Mă întreb, când cineva se apropie și se atinge de tine, ce simte? Pe cine îl simte? În urma credinței noastre în Domnul Isus Hristos, Dumnezeu se oferă să ne umple cu Duhul Sfânt. Dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, înseamnă că trăim sub nivelul privilegiilor ce le avem. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Fiului tău Isus Hristos, venim înaintea Ta să ți mulțumim că în timp ce El ne pregătește un loc ca să fim acolo împreună cu El, să ne petrecem veșnicia împreună cu El, ne-a trimis pe Duhul Sfânt ca să ne fie o resursă pe drum, ca să fie mângâietorul, ca să ne convingă de păcat, să ne oferă resursele necesare, să ne curățim să umblăm pe cale, să trecem linia de sosire cu capul sus. Doamne, te rugăm frumos să ne ierți, pentru că de așa multe ori Duhul Sfânt nu ne umple. Suntem mai puțin decât am fi putut deveni. De prea multe ori trăim sub nivelul privilegiilor ce le avem, pe care ni le-ai acordat în Isus Hristos. Te rugăm să ne ierți, Doamne, și te rugăm să ne preiei viața, să ne-o invadezi cu Duhul Tău cel Sfânt și să trăim o viață de ascultare, o astfel de viață în care când cineva se atinge, se apropie și se atinge de noi, să-l simtă, să-l vadă pe Duhul Sfânt din noi. Ne punem la dispoziția ta să ne lăsăm transformați de tine în toți atomii trupului nostru și a sufletului nostru. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, lucrează aceste lucruri în viețile noastre. Amin.